Polițiștii maramureșeni sub coordonarea IGPR participă la misiuni de sprijin operativ cu caracter temporar la solicitarea statelor partenere, precum și în zonele în care se înregistrează un flux semnificativ al turiștilor români. Cea mai recentă misiune de acest gen a fost efectuată de către agent principal de poliție Victoria Daniela Vlad din cadrul Serviciului de Ordine Publică, Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș. În perioada 22 decembrie-22 martie, poliția a acordat sprijin autorităților spaniole într-o misiune desfășurată în Gran Can Acțiunea a avut ca obiectiv prevenirea și combaterea infracționalității cu victime sau autori cetățeni români. Printre atribuțiile pe care polițista le-a îndeplinit în Spania se numără patrularea în zonele cu afluență turistică acordarea de asistență tehnică de specialitate pe linie de investigații criminale și sprijinirea anchetelor referitoare la activitatea infracțională în care sunt implicați cetățeni români. Experiența dobândită în cadrul altei misiuni de suport operativ la care polițista a participat în Franța a ajutat-o să își ducă la bun sfârșit și de această dată sarcinile pe care le-a avut. Poliția Maramureș spune că feedback-ul primit reprezintă o cunoaștere a eforturilor depuse, participarea colegei lor la succesul misiunilor internaționale organizate de Inspectoratul General al Poliției Române, fiind apreciată atât de partenerii străini cu care a colaborat, cât și de cetățenii cu care a interacționat.